Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la City Guide! Eu sunt Oana și vă aduc cele mai bune recomandări pentru o seară în oraș. De la ora 19 la sala radio, corul Academic Radio vă poartă în atmosfera magică a sărbătorilor printr-un frumos concert de colinde tradiționale românești, alături de piese extrem de cunoscute și îndrăgite din repertoriul altor popoare. Sub bagheta dirijorului Dan Mihai Goia și cu participarea pianistei Carmen Sândulescu, veți asculta O ce veste minunată, Astăzi s-a născut Hristos, iată vin colindători, dar și cântece de Crăciun internaționale ca We Wish You a Merry Christmas, Jingle Bells sau Silent Night. La Teatrul Elisabeta de la ora 19 puteți asculta Sunetul Crăciunului, un concert de colinde cu grupul vocal Athenian Voices și quintetul de suflători din alamă Athenian Brass Quintet. Evenimentul va insufla un moment muzical de poveste și liniște sufletească în jurul bradului, cântat așa cum se cuvine. Diversitatea surprizelor muzicale, începând de la colinde românești și internaționale, până la muzica în spiritul Crăciunului, vă va încânta și vă va apropia de atmosfera sărbătorilor. La sala Palatului, începând cu ora 20, puteți asculta colinde tradiționale de Crăciun, cântate de Ștefan Hrușcă în cadrul turneului național Dascălul de Colinde. Artistul este unul dintre cei mai apreciați interpreți români de folk. A debutat în anul 1981 la Cenaclul Flacăra, iar în următorii 3 ani a susținut deja 1000 de spectacole. Din 1991 s-a stabilit la Toronto, în Canada, dar în fiecare iarnă vine în România pentru o serie de concerte de Crăciun. Acestea au fost recomandările City Guide pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Oana și vă doresc o zi frumoasă!